Deviația de sept este o modificare a poziției septului nazal, semn nazal care reprezintă formațiunea aflată în mijlocul nasului, care face ca omul să aibă două nări. Acest sept are o porțiune anterioară formată dintr-un cartilaj și o porțiune posterioară formată dintr-o lamelă osoasă. El nu este întotdeauna pe linia de mijloc a feței și a capului. Când poziția lui este paramediană, cum spunem noi, deci a plecat către stânga sau către dreapta, poate să apară sindromul obstructiv nazal. Și deviația de sept în sine este una din cauzele sindromului obstructiv nazal, deci un motiv pentru care omul nu respiră bine prin nas. Trebuie să ținem cont de acest tip de respirație, pentru că respirația nazală este de fapt respirația fiziologică, respirația normală. Nu moare nimeni dacă nu respiră prin nas, că respiră pe gură. Respirația nazală este foarte important să fie corectă și eficientă, pentru că aerul respirat prin nas suportă niște modificări înainte ca el să fie introdus în plămân, în căile respiratorii inferioare. Aerul este încălzit, este purificat și este umidificat. Lucruri esențiale pentru calitatea aerului respirat. Aceste modificări ale aerului nu se produc printr-o respirație orală. Deci, orice cauză care produce o disfuncție a respirației nazale trebuie sancționată terapeutic. Deviația de semn nu este neapărat periculoasă, este cu o incidență destul de mare în populație, sunt foarte, foarte mulți oameni, poate undeva către 70-80% care au aceste deviații de sept. Dar ea are niște consecințe destul de neplăcute atunci când este foarte obstruantă. De ce? Pentru că poate să aducă niște complicații. În afară de disconfortul creat de faptul că nu respirăm suficient prin nas, poate să ducă la apariția sinuzitelor sau să le întrețină pe cele deja apărute, poate să ducă la tulburări de auz, pentru că noi prin nas ventilăm și urechea și o ventilație bună a urechii duce la un auz normal, iar o lipsă de ventilație corectă pe una din nări duce la o tulburare auditivă pe nara de aceeași parte care este rău ventilată. Sau poate să mai ducă la dureri de cap cronice care nu întotdeauna au o cauză precizată și mergând în căutarea diagnosticului se ajunge și la faptul că există această deviație de sept, care poate fi într-adevăr una din cauzele durerilor de cap. Diagnosticul nu se pune foarte greu. Pacientul se prezintă cu o disfuncție respiratorie, pur și simplu spune am venit pentru că nu respir bine pe nas sau mare parte din zi nu respir bine pe nas. Mulți dintre ei au acest disconfort îndeoseb noaptea când se mai adaugă anumite tulburări de circulație în mucoasa nazală și se accentuează disfuncția respiratorie. Și plecând de la această afirmație a pacientului că nu are o respirație corectă și suficientă nazală, începe consultul medical asupra nasului. Și se constată printr-o inspecție intranazală care poate fi făcută la vedere directă și acum foarte mult se folosește examinarea endoscopică, deci se poate vedea și pe un monitor, se inspectează morfologia internă a nasului și se constată că acest sept are o poziție în afara liniei mediane a capului. Diagnosticul este destul de ușor. Cauzele deviației de sept în mare sunt două. Pot fi post-traumatice aceste deviații. Un traumatism cunoscut sau necunoscut de pacient. Dacă este în copilărie, de multe ori este un traumatism de care el nu mai are amintiri. Sau pur și simplu o dezvoltare a nasului disproporționată, fapt care duce ca acest sept nazal să-și continue creșterea după ce piramida nazală și-a oprit creșterea. Și atunci, nu mai având spațiu suficient, cumva crește înghesuit într-un spațiu incomod și crește curbat. Astea sunt cauzele cele mai frecvente ale deviațiilor de sept. Simptomele sunt afirmate în primul rând de pacient, cum spuneam. Este obstrucția nazală. Nu respir bine prin nas. Fie pe o nară, fie pe amândouă, dar cel mai frecvent este o tulburare respiratorie unilaterală. Sau vin cu durerea de cap de care vorbeam și s-au epuizat celelalte cauze care au fost căutate prin neurologie, prin alte specialități și se constată cu ocazia unei inspecții cu ocazia consultului sau la o imagine radiologică sau la un examen tomografic sau RMN, că există și această dismorfie a septului nazal și poate fi pusă în discuție ca și cauza durerilor de cap. Se rezolvă deviația de sept și de cele mai multe ori se rezolvă și suferința pacientului. Uneori vin cu tulburări de auz pacienții. Cei care au suportat mult timp aceste deviații de sept și au ajuns în etapa în care disfuncția respiratorie a afectat și urechea, vin în prim plan cu tulburarea de auz. Se tratează numai chirurgical.
deviația de sept nu are tratament medical. Nu există un medicament care, aplicat în nasul omului, să îndrepte cartilajul sau porțiunea osoasă a septului care este deviat. Deci tratamentul este 100% chirurgical. Intervențiile se fac în anestezie generală, de foarte multe ori se fac asistate endoscopic pentru a vedea și alte detalii ale nasului în timpul operației și este o intervenție oarecum de rutină în specialitatea noastră, o intervenție care nu durează nici foarte mult, nu este o intervenție întotdeauna foarte facilă, dar de cele mai multe ori lucrurile se rezumă la o intervenție undeva la o jumătate de oră și totul intră în normal. În ce privește septoplastia, este o mică diferență între noțiunea de septoplastie și deviație de sept. Septoplastia este procedura prin care noi corectăm poziția septului fără a rezeca neapărat foarte mult din el. Este o intervenție cumva complementară folosită de multe ori în rinoplastie. Sunt pacienți care vor să-și modifice forma nasului, dar au și o tulburare respiratorie. Și atunci lucrurile se rezolvă împreună. Se face o echipă de medic-orelist cu medic-plastician, se rezolvă problema septului, deci se repoziționează septul într-o poziție mediană, aceasta ar fi plastia septului nazal sau septoplastia, și apoi se trece la timpul 2, la timpul estetic, în care medicul estetician rezolvă aspectul exterior al nasului. Procedura, cum am spus, operația în sine se desfășoară în anestezie generală, pacientul este așezat pe masă de operație, este intubat și apoi se intervine asupra nasului. Intervenția de obicei se face abordând o singură nară, este vorba de o incizie destul de limitată, o incizie scurtă de un centimetru, un centimetru și jumătate asupra mucoasei nazale. Mucoasa nazală este îndepărtată de sept și septul este lăsat liber ca să avem acces asupra lui, se ajunge la porțiunea deviată a septului, că nu se rezecă întotdeauna tot septul nazal, asta însemnând partea cartilaginoasă și osoasă de care vorbeam mai devreme, se rezecă numai porțiunea deviată, care este în afară liniei mediane și apoi, dacă se poate recupera din porțiunea care a fost scoasă din acest semn nazal, vorbind de porțiunea lui cartilaginoasă, aceasta poate fi îndreptată, modelată pe masa de instrumentar și apoi poate fi reimplantată între foițele de mucoasă ale nasului. După ce se constată că septul a fost pus unde trebuia să fie, deci pe linia de mijloc a capului și a nasului, sângerarea este în general destul de abundentă la o astfel de operație. Se tamponează nasul în sensul că se introduc materiale textile care să oprească sângerarea, pot fi impregnate cu anumite substanțe care să potențeze această dorință de oprire a sângerării intranazale. Uneori este nevoie să extindem puțin operația, nu numai asupra septului nazal, ci și asupra mucoasei nazale de o parte și de alta a septului. Întotdeauna, sau foarte frecvent, aceste deviații de sept sunt însoțite de modificări ale mucoasei intranazale, în sensul că aceasta se își mărește volumul. Și dacă tot se umblă asupra septului și avem acces acolo cu pacientul adormit, este bine să abordăm și această mucoasă. Această mucoasă este abordată printr-un procedeu destul de eficient și modern, un aparat de ultimă generație cu radiofrecvență, se numește coblator și această mucoasă este vaporizată parțial cu acest aparat. Sângerarea este destul de bine controlată cu el și obținem un beneficiu suplimentar în sensul că rezolvăm nu numai prima cauză a obstrucției nazale, aceea deviației de sept, ci și cea complementară a rinitelor hipertrofice care de cele mai multe ori acompaniază deviația de sept. După ce nasul este tamponat, se controlează dacă mai sunt alte sângerări în zona respectivă și pacientul este trezit. Iar a doua zi, uneori chiar a treia zi, deci la 24 sau 48 de ore, tamponele intranazale se exclud. Intră într-o perioadă de convalescență, care în general este o convalescență de tip activ, nu este o convalescență în care pacientul este obligat să stea la pat. Este un repaus relativ de câteva zile, timp în care el vine la controlele postoperatorii pentru a fi toaletat nasul de acele cruste care se formează acolo postoperator. Perioada postoperatorie este foarte importantă. Un pacient operat de deviație de sept care este abandonat din punct de vedere postoperator sau se autoabandonează în sensul că pierde contactul cu medicul, poate să aibă ghinionul să ajungă din nou la un sindrom obstructiv nazal, adică să nu beneficieze de avantajele acestei operații.
De ce? Pentru că acele cruste de care spuneam că se scot în post-operator din nas cu ocazia controalelor care se fac, se organizează așa de bine încât devin obstruante. Și după 6 luni, acea fibrină, cum se numește, care se secretă în nas în post-operator, se organizează așa de serios încât trebuie desfăcută cu foarfeca. Realmente este o reintervenție. De-aia, perioada post-operatorie la această operație face cam cât operația. Acum noi lucrăm numai în anestezie generală, la toate intervențiile din domeniul ORL care le abordăm în această clinică. Anestezia generală ne dă confort nouă, cât și pacientului. El nu are de-a face cu durerea. Este limpede, oricine știe ce înseamnă o anestezie generală. Dar, întotdeauna există și jumătăți de adevăr. Totuși, disconfortul pacientului care are tampoanele acelea aplicate în nas este suficient cât să-l perceapă ca durere. Pe unii realmente îi doare capul, având acele tampoane implantate în nas și pe care trebuie să le păstreze măcar 24 de ore. Este un disconfort care ține de pragul dureros al fiecărui individ și mai există un pic de adevăr în această afirmație că a doua zi sau a treia zi când se scot tampoanele nu se face o anestezie locală neapărat, se face doar, eu știu așa, o pregătire ușoară a pacientului pentru ceea ce urmează și excluderea tampoanelor intranazale este ușor dureroasă și dezagreabilă, urmată, bineînțeles, de o sângerare scurtă care poate uneori sperie. Managementul durerii începe cu pregătirea preoperatorie. Pacientul trebuie abordat și din punct de vedere psihic. Trebuie să-i câștigi încrederea. Deși plecând de la premisa că dacă a venit la tine, vine cu suficientă încredere încât să se ofere spre a-i rezolva problema. Dar e bine să pluseze aici. Apoi, după ce se spune că ai trecut de această etapă psihologică, el este realmente pregătit cu anumite droguri, în etapa preoperatorie imediată, ca să fie detașat de acea angoasă, de acel stres, care înseamnă pentru oricine intrarea într-o sală de operație, mai ales când știi că te așteaptă un somn indus. Și asta ar fi pasul 2 în managementul durerii, să spunem, da? Aplicarea acestor droguri. Apoi, realmente, durerea este exclusă prin anestezia generală. La trezire apare durerea, dușmanul numărul 1 al fiecărui om, pentru că majoritatea pacienților merg la doctor ca având ca prim motiv durerea, indiferent unde este ea localizată. Există în continuare pasul 3, să spunem, al managementului durerii în postoperator când se aplică droguri, indiferent de calea pe care se aplică, la cei care pot înghiți, le înghit, cei care nu se administrează intravenos sau intramuscular, nu contează calea, important este să-l depărtezi pe om cât mai mult de durere. Pentru că așa nici încrederea nu se va risipi, va vedea că realmente cineva se ocupă de el, are grijă de suferința lui și îl face ca aceasta să fie minimalizată pe cât se poate.